Bună ziua și vă salut cu tot dragul. Mă numesc Nadejda Tatarciuc, sunt secretar general al Partidului Politic Acasă Construim Europa, Pace. Și sunt în fața dumneavoastră pentru a anunța și a prezenta candidatul Partidului Politic Pace la funcția de președinte al Republicii Moldova. Mass media și societatea cunoaște că Pace acum este în litigiu de judecată cu CEC. Curtea de apel a făcut abuz și a emis o decizie ilegală la comandă politică pentru a tergiversa procesul, ca noi să nu reușim să înregistrăm candidatul și să colectăm semnături. Cu toate acestea, noi astăzi suntem încrezuți că vom învinge și din acest motiv suntem aici. Deși suntem un partid nou, înființat în anul 2020, suntem plini de speranță, curajoși și încrezători, pentru că avem o echipă puternică, unită, cu viziuni clare, cum trebuie să procedăm și cum trebuie să organizăm lucrurile împreună cu cetățenii Republicii Moldova. Datorită personalității marcante a domnului Gheorghe Cavcăliuc, care conduce acest partid, a politicianului care știe cum să organizeze bine lucrurile, astfel încât noi, membrii partidului Acasă Construim Europa, să obținem într-un timp record semnăturile și încrederea cetățenilor pentru a deveni un partid cunoscut. Cu multă responsabilitate, noi, Consiliul Național Politic, am votat unanim în cadrul ședinței organizate pe 6 septembrie, duminică, am votat candidatul la funcția de președinte a Republicii Moldova, pe doamna Galina Cotorobai. Suntem siguri că experiența doamnei Galina Cotorobai de a organiza și de a influența și de a schimba lucrurile spre bine, dar și programul politic bine pregătit, îi va motiva pe cetățenii Republicii Moldova să o voteze pe doamna Galina Cotorobai. Acasă construim Europa. Doamna Galina Cotorobai, vă invit. Bună ziua, stimați jurnaliști, dragi cetățeni. Mă numesc Galina Cotorobai. Am 57 de ani împliniți. Sunt mamă, sunt soție, sunt bunică. Pe tot parcursul vieții am locuit doar în Republica Moldova. Am trăit timpuri diferite, dar familia mi-a pus simbolul de a fi puternică, de a merge înainte și de a realiza multe lucruri. Am activat în diferite domenii și în toate activitățile mele am interacționat cu oameni de diferite naționalități. Ucraineni, ruși, găgăuzi, bulgari, romi. Și pe toți i-am apreciat după capacități și abilități, după profesionalism și omenie. În cel mai mare proiect de voluntariat din Republica Moldova, Bunicii Grijulii, am interacționat cu circa 1900 de oameni în vârstă, oameni cu experiență de viață, de diferite profesii și religii, cu elevi și profesori. Am cunoscut, am înțeles și am auzit problemele de la copil la bătrân, de la omul de la țară până la antreprenori cu afaceri mari, a oamenilor din diferite categorii sociale. Îmi iubesc mult țara și oamenii care locuiesc în ea, istoria și neamul, și îmi doresc ca dintr-o țară cea mai săracă din Europa să ajungem într-o țară bogată și de succes. Este evident, Republica Moldova are nevoie de o schimbare. Echipa partidului Acasă Construim Europa are potențialul și capacitatea de a face această schimbare. Acum este acel moment când trebuie să facem schimbarea, să alegem un președinte a poporului. Ținând cont de atribuțiile sumare a președintelui, mă voi expune cum văd eu un președinte de țară. O persoană modestă, onestă, un bun manager, care trăiește cu grijă pentru popor și stima pentru strămoși.
cu respect pentru culturile, cultura și valorile neamului. O persoană care în situații critice să dea dovadă de responsabilitate față de țară, să fie un reprezentant decent a tuturor cetățenilor în orice colț al lumii. Un respect, un exemplu de respectare a legii pentru cetățenii Republicii Moldova. Președintele este alesul poporului, pentru care trebuie să muncească, să se dedice, să-l respecte și să contribuie la bunăstarea și prosperitatea acestuia. După ce voi fi investită în funcția de președinte a Republicii Moldova, urmează să, prima, realizez un audit complex a instituției președinției cu privire la bugetul alocat, la bunurile imobile și mobile și gestionarea acestora conform destinației. În urma auditului, încălcările depistate, folosirea în personal a acestor bunuri, delapidările financiare și toate încălcările vor fi transmise organelor de drept pentru a face claritate și a trage la răspundere vinovații. Voi lăsa în gestiunea aparatului președinției doar sala de ședință și sala pentru delegații, care sunt suficiente pentru activitățile președintelui. Clădirea pompoasă din centrul capitalei, de pe Bulevardul cel Mare, Ștefan cel Mare și Sfânt, va fi transformată într-un centru pentru mame. Va fi transmisă Ministerului Muncii, Sănătății și Protecției Sociale. În această clădire vor avea loc evenimente și diferite întruniri a femeii mame. În fața clădirii va fi instaurat un monument a mamei cu mulți copii, care va fi un simbol al renașterii naționale. Urmează să renunț la reședința de la Condrița și aș propune a o transforma într-un azil pentru bătrâni și o casă de copii, unde fiecare bătrân se va regăsi ca bunic și fiecare copil ca nepot. Voi transforma complexul Hulercani într-un sanatoriu pentru angajații statului, cu preț la 50% din cel existent. Urmează să renunț la paza de corp excesivă și la multiplele mijloace de transport. Voi lăsa pentru activitate doar un mijloc de transport care va fi condus de un ofițer bine pregătit și cu abilități de protecție. În rest, mijloacele de transport vor fi transmise Poliției Naționale pentru reacționarea la apelurile de urgență a cetățenilor. Ofițerii din Serviciu de Protecție și Pază de Stat vor reveni în diviziunile lor de unde vin și vor avea ca misiune asigurarea securității statului, nu a unui singur om. Urmează să reduc costurile de întreținere a aparatului președinției cu 90%, ce constituie circa 30 de milioane anual. Urmează să fac transparență în modul de evaluare a performanțelor judecătorilor și ambasadorilor. Voi garanta separarea puterii executive, legislative și judecătorești într-un stat de drept. Voi pleda pentru reintegrarea țării conform Constituției Republicii Moldova. În calitate de comandant suprem a Armatei Naționale, voi demara un proces de reformare a structurii și nivelului de pregătire militară, precum și dotării acesteia, iar armata din povară va deveni un prestigiu a statului. Voi pleda pentru integrarea europeană
iar în instituțiile internaționale voi promova valorile și interesele Republicii Moldova. Sunt conștientă că va trebui să renunț la membru de partid și să fiu un bun mediator pentru toate fracțiunile politice. Dar în calitate de președinte, voi face uz de dreptul la inițiativă legislativă și voi înainta 5 programe social-economice elaborate de experții Partidului Pace. Și anume, asigurarea cu tratament stomatologic gratuit pentru toți vârstnicii din Republica Moldova. 2. Scoaterea primarilor de sub influență politică. 3. Programul Asbest. 4. Impozit pe venit zero pentru agricultori. Și 5. Reducerea a 150 de impozite și taxe care sunt o povară pentru mediul de afaceri și cetățenii Republicii Moldova. Vreau să mulțumesc colegilor din Partidul Politic Acasă Construim Europa pentru încredere și înaintarea candidaturii mele la această funcție înaltă de stat. Vă promit că voi depune toată priceperea și cunoștința pentru a fi un candidat destoinic și a reprezenta echipa Pace în această luptă acerbă. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu. Noi astăzi, doamnele Pace, am venit să o susținem pe doamna Galina Cotorobai la prezidențiale. Să-i dorim mult succes și să spunem motivația și motivarea pentru dumneaei. Sunteți o persoană extraordinară, o femeie inteligentă și meritați să fiți președintea Republicii Moldova. Doamna Galina Cotorobai trebuie să fie următorul președinte al țării, pentru că țara merită un președinte onest. Doamna Galina Cotorobai iubește țara în care s-a născut și este cel mai bun, elocvent exemplu de om fericit, împlinit, pe plan profesional și personal, fiind soție, mamă și bunică. În calitate de președinte, prin exemplu propriu, va ghida corect țara noastră ca fericire și bunăstarea să ajungă în fiecare familie, sat și oraș, din toată țara. Spre deosebire de alți candidați care nu au făcut absolut nimic pentru Republica Moldova, ba chiar și-au dus familiile departe, doamna Galina Cotorobai s-a implicat activ și a condus diverse proiecte sociale pentru oameni, astfel făcându-și auzită vocea în capitală, sate și orașe pe întregul teritoriu a țării. Un președinte ca doamna Galina Cotorobai se va mândri fiecare cetățean al Republicii Moldova. Suntem ferm convinși că doamna Galina Cotorobai este viitorul președinte a Republicii Moldova, pe care țara îl merită și îl așteaptă de aproape 30 de ani. Noi, membrii Partidului Politic Pace, suntem o forță, iar împreună cu toți cetățenii și cu diaspora o susținem pe doamna Galina Cotorobai. Susținerea noastră o va ajuta să devină președintele nostru al tuturor. Votăm Galina Cotorobai, care va fi președintele Republicii Moldova și aduce pace și echilibru în țară. Голосуем за Галину Которобай, кандидата в президенты от партии Пачи, которая принесет мир и согласие в Республику Молдова. Дамна Галина Которобай are o experiență profesională foarte bogată, interacționând cu oameni de diferite naționalități, de diferite părți ale țării, de diferite pături sociale, de diferite vârste, ceea ce ne demonstrează că dumneavoastră poate să conlucreze cu acești oameni
femeii poate să ia decizii, să găsească soluții și cel mai important, să ia deciziile corecte și înțelepte. Doamna Galina Cotorobai este o doamnă onestă, modestă și un bun manager. Femeii va fi președintele tuturor. Vă mulțumim! Am niște întrebări. Aveți întrebări? Da, dar o sunt cumva foarte bună. Bine, ne spuneți cum să... Nu, asta nu-i bine. Da, da, da. Înțeles. Vă sunt acum, da?